Bună seara, doamnelor, domnilor, o nouă ediție specială aici la TV Sud a jurnalului nostru. Așa cum v-am obișnuit în fiecare marți și joi, vă dau întâlnire în studioul nostru pentru a vorbi despre cele mai importante și pentru a dezbate cele mai importante subiecte ale zilei și, extrem de important, încercăm să vă răspundem la toate întrebările dumneavoastră, pentru că sunt multe fără răspuns în această perioadă și noi încercăm aici să dezbatem subiecte pentru a vă lămuri și pe dumneavoastră care ne urmăriți cu drag în fiecare zi. Vorbim în această seară despre cadrele medicale care sunt în război cu inamicul tăcut, invizibil, COVID-19. Vorbim despre situația din spitale și din sănătate, dezbătută aici în direct la TV Sud, totodată și despre o disperare în rândul angajaților din spitale, mai ales a celor din TESA. Este un apel disperat către președintele Klaus Iohannis și parlamentari. Vorbim și despre masca de protecție. Este obligatorie, știm foarte bine, însă cât de utilă este această mască și de care mască este bine să avem pentru a ne proteja împotriva virusului. Totodată și despre o solicitare a cadrelor medicale, solicitare de vouchere de vacanță. Dezbatem toate aceste subiecte, dar și multe altele. Vă spuneam situația actuală din spitale cu invitatul meu din această seară, Ion Măruță, care este președintele Sindicatului Sănătatea Gorj, dar și șef serviciu resurse umane la Spitalul de Pneumoftiziologie din Dobrița. Bună seara și vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația mea. Bună seara dumneavoastră și invitațiul noastră și pe această cale țin să urez la mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfinților Împărați Constantin și Elena. Într-adevăr, mulțumesc pentru invitație. Este o zi importantă astăzi pentru noi, o sărbătoare mare care Sfinții Împărați Constantin și Elena patronează și municipiul Târgu Jiu. Aș vrea însă să vorbim despre situația actuală din spitale. Dumneavoastră sunteți într-un spital important din județul nostru, Spitalul de Pneumoftiziologie de la Dobrița. Spuneți-mi, dar și totodată lider de sindicat, spuneam președintele sindicatului, aș vrea să-mi spuneți cum vedeți dumneavoastră că s-a gestionat până acum toată această situație și care este situația reală din spitale? În primul rând, din partea Ministerului Sănătății, o consideră o confuzie totală, o dezorganizare totală. Mai mult, cazurile sunt, putem să ne raportăm doar ce s-a întâmplat la Târgu Jiu. Ce s-a întâmplat la Târgu Jiu, Ministerul Sănătății s-a demonstrat limitele sau și-a demonstrat incompetența. S-a întâmplat nefericitul caz ca o mare parte din personalul TESA sau o parte din personalul TESA să fie infectat și să fie internat în spital, iar restul de 48 de persoane, pe data de 30 aprilie, s-au trezit dimineața introduse obligatoriu în izolare. Prin un ricoșeu nefericit am fost inclusiv eu. Am fost introdus în izolare. Problema să punem felul următor. Pe 30 aprilie s-a declanșat această criză administrativă la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. Abia pe 7 aprilie a fost făcută numirea comitetului director, care de fapt a fost o păcăleală, că nu a putut să înceapă activitatea din 7 și a început pe 11 aprilie. Asta înseamnă că timp de 11 zile Ministerul Sănătății și-a demonstrat incompetența de a administra și a gestiona sistemul. Și au dorit cu orice preț, cu orice mijloace, să preia conducerea unităților sanitare pe perioada stării de urgență și ulterior au încercat pe starea de alertă. De ce? Ca să-și impună anumite interese. S-a demonstrat foarte clar. La Câmpeni, în Alba, am văzut că un șef de sală a fost numit, direct luat și numit mare domn manager de spital. La Piatra Neamț, după ce a plecat conducerea unitară, a fost numit o doamnă care nu avea legătură cu nimic. Doar că a trebuit să fie numită într-un post. Același lucru s-a întâmplat și aici. Ministerul Sănătății și-a demonstrat limita și incompetența. Domnul Nelu Tătaru, în calitate de ministru, nu avea voie, nu avea dreptul să lasă un spital județean de urgență să nu funcționeze timp de 11 zile. Dacă această conducere rămânea la autoritatea publică locală, în mod normal, autoritatea publică trebuia să găsească o soluție. Și în o zi, în două, era aici, lumea. A fost inadmisibil să lași cadrele medicale care toată lumea vine și le spune și le pupă și le ridică și le proslăvește, să le spui, sunt salvatorii noștri, să-i lași fără salarii. S-a reușit la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu să se încaseze salariile ieri,
pe 20 mai, după 5 zile întârziere, în care oamenii aceștia au avut datorii, au avut bănci, au avut rate scadente. Nu i-a întrebat nimeni. Sau nu a spus nimeni că domnul ministru Tătar a fost incompetent și nu a reușit termen de 11 zile să numească o conducere la acel spital. Să numească, a fost o situație de avarie. E clar, Ministerul Sănătății nu a fost pregătit pentru așa ceva și a dorit doar puterea și autoritatea asupra spitalelor ca să-și poată rezolva alte probleme politice. Nu i-a interesat partea administrativă a spitalului sau nici mai mult i-a interesat nici de bolnavi, nici de salariați. Dacă e interesat de bolnavi, s-a gândit cineva ca acei oameni să termină rezervele de mâncare, să termină rezervele de medicamente. Nu s-a gândit nimeni. De ce? Lasă-i, domnule, că o să se rezolve. La Spitalul Județean de Urgență s-a reușit să se ia salariile printr-un efort extraordinar al două angajate, care acolo pe un loc de muncă, salariile de obicei la Târgu Jiu sunt, să fac salarii la 1300 de angajați. După CEO, Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu este cel mai mare angajator din județul Gorj. Acolo unde lucrau 9 zile 3 persoane, în 3 zile au lucrat 2 persoane. Nu au fost 3 zile, au fost zile și nopți în care s-a lucrat pentru personal. Ministrul Nelu Tătaru și întreaga conducere a minister și-a bătut joc de tot sistemul sanitar, că dacă ne raportăm neapărat Spitalul Județean de Urgență, având în vedere numărul de 4 și numai 2 angajat, reprezintă peste 60% din sistemul sanitar din Gorj. Deci a bătut joc de județul Gorj. E clar, nu i-a interesat, au fost dezinteresați și au urmărit doar niște interese politice care nu le-au ieșit. Din păcate, la nivelul județului Gorj, ceea ce a urmărit nu le-a ieșit. Așa a vrut Dumnezeu. Nu a fost cu ei de data asta. Deci, s-a urmărit și aici să se facă anumite schimbări, nu s-a reușit. S-au încercat schimbări, n-au reușit, n-a mers. Asta e legislația, asta a fost ghinionul lor, au încercat să introducă pe anumite căi anumite persoane, era clar că era pe incapacitatea temporară de muncă, incapacitatea temporară de muncă, directorul medical s-a întâmplat să vină la servici, managerul, într-adevăr, rămâne pe perioadă îndelungată. Actuala conducere își rezolvă problemele, managerul e foarte bine pus, știe ce face băiatul care a venit ca manager, e în regulă. Ministerul Sănătății a înregistrat un mare eșec la Târgu Jiu. Ce să discutăm mai departe despre tot ce s-a întâmplat în sistemul sanitar? Începând cu această minunată stare de urgență, instituită prin decretul 295, începând cu 15 martie, am intrat toți în stare de urgență. S-a început un cadru legislativ, într-adevăr, România nu a fost pregătită pentru așa ceva, nici prin firmele de groază, poate nu ne trecea prin cap că o să trecem vreodată prin asemenea situație. S-au încercat diverse soluții ca să putem să administrez această criză. Odată cu introducerea stării de urgență, au apărut diverse probleme, plecând de la ce se întâmplă cu copiii, cadrele medicale și personalul medical, care trebuia să rămână în permanență la serviciu. S-a instituit legea 19. Prin legea 19 se spunea foarte clar că anumite persoane din altă sferă nu ne interesează, ne interesează sfera medicală, pentru că nu au dreptul și nu pot să beneficieze de zile libere, care să aibă grijă de copiilor pe perioada când copiii nu pot să, când copiii sunt întrerupte, să spunem, cursurile și alte activități la preșcolari. Cadrele medicale, prin legea 19, prin, foarte bine gândită la un moment dat, putem să credem că a fost o idee bună, dar până la Dumnezeu te omoară sfinții, e clar. Au încercat prin această lege 19 să instituie o indemnizație de 75% din valoarea salariului brut pe angajat pentru fiecare zi la care nu poți să-ți iei liber. Și aici venim și demonstrăm încă o dată, nu mai spun încă o dată, că deja e pleonazm. Să spui că acest guvern este incompetent și își bate joc, mă, raportez chiar la Ministerul Sănătății tot ceea ce face. Să spui că își bate joc și e incompetent, e pleonazm. Nu mai avem ce să vorbim. Dar a primit cineva acel spor de 75%? Da, s-a primit. Dar ce s-a întâmplat? Legea 19 a fost publicată, dacă mai aduc aminte foarte bine, undeva în 16-17 martie. Decretul a fost 295, a fost în 15 martie, legea a fost în 16-7. Imediat, făcea continuitate din decret în lege. Bineînțeles că după 3 zile și-au dat seama că e o lege incompletă, a fost modificată prin ordonanța de urgență numărul 30. Peste 3 zile a fost ordonanța de urgență numărul 30, a fost modificată prin ordonanța de urgență numărul 32. Ieri, cele 3 acte normative au fost modificate prin legea numărul 55. Doamnă, eu vă întreb, dacă ați lucrat într-un domeniu în care în timp de 60 de zile, de fapt în care în timp de 4 zile se schimbă de 3 ori un act normativ
și ulterior îl schimbi încă o dată. Cine poate și cine știe cum mai poate administra, cum mai poate pune în vigoare acel act normativ. Într-adevăr, a fost o avalanșă de cereri. Pe bună dreptate, oamenii au dreptate. Nu n-am putut să stau cu copilul meu, n-am avut, alții au fost săraci puși în dificultate și au dus copiii pe unde au putut sau nu și-au dus, au plătit nu, cu sume la urmă are importante. Părinți sau bunici unde să... Problema se pune și de distanțierea socială acum, se pune altfel, se pune de pericolul de risc, se pune expunerea la... Sunt foarte multe necunoscute în situația asta. Oamenii își meritau pe deplin acel spor. S-a intervenit cu tot felul de solicitări. Cu prima dată a fost ideea că trebuie să depunem soțul celui care vrea să beneficieze, solicită să beneficieze, să vină cu o declarație pe proprie răspundere că nu a solicitat și nu a beneficiat de libere sau alte, în perioada pentru care se cere liberă. Nu s-a venit cu o declarație tip. Nu s-a venit nimic. S-a dat voie la fel de fel de interpretări. Fiecare face cum consideră. Au venit ulterior să spună că, domne, trebuie să vii cu o adeverință sau cu o dovadă cu copilul ăla la școală. Dar și întreba și eu, câți copii din țara sau din județul Gorj, mă refer la județul Gorj, au abandon școlar? Nu știu câți au. Presupun că toți sunt o formă. Și ăla care, și acel copil care nu ar fi, presupun că ar avea un abandon școlar, nu știu din ce motive, și acel copil dacă are 4 ani trebuie supravegheat. Și dacă are 3 ani, trebuie supravegheat și el de cineva. Cred că la o vârstă atât de mică, abandonul școlar... Da, nu cred că e la nivelul... Da, raportând la nivelul județului Gorj, s-a creat o totală discriminare. Managerii unităților sunt terorizați, pur și simplu. Nu știu nici ce să aprobe, nu știu nici cum să aprobe. Oamenii își pierd niște drepturi să, cu fapt, cu timpul, să, niște acte, să depui cereri. Vin și spun, se depune o cerere. De fapt, e o păcăleală. Nu se depune o cerere, se depune un dosar. Se depune un dosar. Trimit omul să-mi aduc o adeverință că, acel că copilul lui este înscris la o formă de învățământ. Pe unde să-l trimit? La școala generală numărul 8. Școala generală numărul 8 nu lucrează. Cum când o să poată beneficia? Cum o să poată de... beneficia acel părinte? Acel părinte, eu îl țin la servici, îl hărțuiești, îi vai de Dumnezeu lui, stă îmbrăcat în halatul ăla și în combinul ăla ca și cosmonauții, 8 ore. După 8 ore îl trimit, lucrează schimbul 1, îl trimit la pora 4 la școală numărul 8 să-și ia adeverință de salariat. De unde? Să-și ia adeverință că copilul e scris o formă de învățământ. Deci niște lucruri aberante, atât timp cât o lege, o schimb de 3 ori în 4 zile, tu care ai emis-o. Ce, spre ce vorbim? Își bat joc de oameni. Pun oamenii pe drumuri și doar le promit. Promisiuni care, din păcate, nu pot fi onorate și generate de managerii și conducătorilor spitalelor. Și toată presiunea și toate acest revers se revarsă asupra salariaților și funcționarilor administrației. Pentru că se interpretează, nu vreți voi să dați sau n-ați vrut. Nu că nu s-a vrut, nu s-a putut. Pentru că e un act extrem de prost. Să credem că a fost o bună intenție, dar foarte prost pusă în aplicare, care ne generează foarte clar că acești oameni pleonazm. Nu știu ce fac acolo. Care este situația acum? Pentru că în spitale cu cele necesare, vorbim aici de echipamente, despre aparatură... În general, la nivelul județului Gorj, din ce știu și cred că știu foarte bine, există echipamente de protecție, lumea a conștientizat, nu se face rabat de la echipamente de protecție a muncii. Toată lumea a înțeles că e mult mai scumpă viața și costurile economice sunt mult mai mari și iar sănătatea omului nu poate fi cuantificată, să spunem, câți bani costă. Nu. În general, toată lumea încearcă și la acest moment sunt echipamente de protecție a muncii. Sunt echipamente necesare pentru, să spunem, să intrăm, să gestionăm această stare cu de a bolnavilor suspecți și, din păcate, chiar depistați pozitiv. Pe de altă parte, am tot văzut că au fost discuții despre pacienții care au și alte probleme destul de grave de sănătate și care, de cele mai multe ori, am văzut formând cozi pe la ușile spitalelor și, efectiv, nu au putut... Există o emoție națională. Ca să nu spunem, nu ne raportăm la întregul mapamond. O emoție națională care s-a creat, toată lumea nu vorbește în acest moment numai despre COVID-19. Într-adevăr, e o pandemie, e greu să gestionăm, nu știm cum să spunem, nu știm cu cine ne luptăm. Dar în țara asta se moare în continuare și de
atacuri și de cardiaci, să moare și de diabet, să moare și de accidente de circulație, să moare și de alte afecțiuni pe care, din păcate, am început să... Eu consider că sunt neglijate. Constat că sunt neglijate pe acest fond al emoției colective de COVID-19. Practic, toată țara noastră am devenit imuni la orice microb, la orice boală și noi ne îmbolnăvim doar de COVID-19. Nu cred că e o abordare corectă a responsabililor care administrează sistemul național în acest moment. Pentru că, la fel, s-au intervenit o ordonanță militară a conducătorului dispozitivului și mai departe infinit o grămadă de nume care și l-au dat. Nu se limitează numărul de internări. Nu se mai internează decât cazurile considerate urgență. Păi, domnule, omul ăla vine la... Vine la UPU, spune că îl doare stomacul și poate săracul are urgență, care are apendicită, pleznește în el. Dar nu e urgență, nu l-a luat cu UPU, nu l-a luat cu nu știu ce, cu smurdu. Nu consider că e o abordare absolut greșită. Mai mult, citeam undeva, de fapt, cred că am văzut, era să punea problema, într-adevăr, al unui bolnav COVID externat, care după ce s-a externat, e normal, acest microb atacă căile respiratorii și capacitatea, nu sunt eu specialist în termeni medicali, undeva capacitatea plămânului de a respira. Problema se pune că acești oameni, după ce iasă din spital, au nevoie de recuperare. Recuperare medicală respiratorie. Și întrebarea era, cine face recuperare medicală respiratorie care nu e urgență? Nimeni. Ce face omul ăla? O să moară, că la plămânul lui nu mai poate respira. O consider la acest... Da, a fost emoția colectivă, am eliberat toate spitalele, Doamne ajută că n-am avut să fim asediați de COVID, că nu s-au fost nevoie de spitale pe stadioane și cum au fost, probabil și datorită autorităților și datorită oamenilor, eu aș vrea să cred datorită construcției noastre de români, care trebuie să fim o genă puternică și fără să cred eu că românii sunt cei mai buni din lumea asta, nici pe departe, dar s-a demonstrat că cea mai multă boală e importată. Deci românii nu au avut microbul indigen. A fost importat, că toți care au venit de afară au adus. Unde? Pe anchetele epidemiologice care s-au desfășurat, toți bolnavii din afară au venit. Nu s-a îmbolnăvit unul în România ca să s-a îmbolnăvit pe virusul ăsta. A fost importat. A fost adus în țară. Și se pare că noi avem totuși o construcție sau, să dea Dumnezeu, să avem o genă puțin mai rezistentă. Aș vrea să vă întreb cum vedeți dumneavoastră această măsură, această decizie care s-a luat de a transforma un spital din județ în spital COVID. Și aș vrea să vorbim acest lucru în contextul în care este o situație inedită la Câmpina, acolo unde într-un spital cu o capacitate de sute de locuri este tratat de sute de cadre medicale. Nu la modul... Știu deja la ce vă referiți. Un singur pacient este internat în acel spital cu sute de locuri, iar alți pacienți nu pot să meargă să se trateze. Oamenii ar merge asta la spital. Că... Dar eu v-aș întreba în contextul în care vedem că în orice caz am avut bolnavi de COVID în toate spitalele, nu doar în spitalul suport. Deci, până la urmă, pentru că au ajuns, au fost oamenii internați, ulterior s-a descoperit că sunt bolnavi, mergem, îi transferăm, îi punem pe drumuri, îi luăm cu izoleta, îi ducem dintr-o parte, îi ducem la spitalul COVID, îi se înrăutățește starea, la ducem vreau din nou... Vreau să discutăm, să tratăm mai departe și un alt aspect vis-a-vis de asta, dar întâi să vă răspund dumneavoastră. Așa cum am spus, mi se pare la un moment dat isteria prea mare în față de acest microb, față de ceea ce s-a creat în România. Să sperăm că în România s-a gestionat aproximativ destul de bine, să sperăm că nu vom avea probleme și consider și trebuie ca lumea să se gândească că există și alte boli în țara asta, în afară de COVID-19. Nu, consider la un moment... Da, a fost emoția colectivă la un moment dat, s-a putut ce s-a făcut. Acum cred că trebuie, dacă sunt măsuri de relansare, trebuie ca și viața din spitale să-și reia cursul ei aproape firesc. Este absolut normal ca toate spitalele să aibă o zonă tampon. Nu poți. Eu lucrez într-un spital de pneumofiziologie. Prin normele metodologice de internare ale pacienților la acest moment, toți pacienții care se prezintă în acel spital, fiind o boală a căilor respiratorii și a aparatului respirator, sunt considerați direct suspecți. Acum, de aici rezultă altă discuție.
Același lucru se întâmplă probabil și la sălile de urgență, primiri urgență a celorlalte spitale. Orice pacient care se prinde, Doamne ferește, te duci la oftalmologie și nu poți să fii suspect COVID, dar să ia măsurile de protecție corespunzătoare. Tot pe această cale, pentru tot în bunele intenții ale guvernului de a stimula personalul medical și auxiliar medical, și din păcate doar auxiliar medical până la punctul acesta, pentru faptul că lucrează în COVID și expus atât de mult acestui microb, guvernul a inițiat și a aprobat ordonanța de urgență numărul, ordonanța de urgență a guvernului numărul 43 pe 2020, rețineți, publicată în Monitorul Oficial din 7 aprilie. Foarte frumos, în articolul 8 acelei ordonanțe, să stipula că tot personalul medical, auxiliar și personalul care ajută la transportul, că aici s-au cam oprit, și personalul din paraclinice, asta însemnând laboratoare, anze medicale și radiologie, care participă la orice, să spun, activitate făcută în jurul, care se face în jurul unui bolnav COVID, beneficiază de un stimulent de 2500 de lei. Acest stimulent de 2500 de lei este impozitat și omul rămâne cu o sumă netă în mână de 2250 de lei. Doamne, extraordinar de bine gândit. Mai mult, România a reușit să atragă de la Uniunea Europeană 120 de milioane de euro pentru această acțiune, de a stimula, de a recompensa personalul care lucrează în COVID. Și eu vin și spun în felul următor. Cel mai prost guvern, pleonasm din nou, care a știut să atragă fondurile europene și să le distribuie către populație, e acest guvern. Acest ministru, domnul ministru, mi-a notat că nu pot să-i țin numele, că nu mă pot obosi. Marcel Boloș. 120 de milioane de euro de la Uniunea Europeană. Și ce se întâmplă? Această ordonanță se referă la aplicarea acestui stimulent de risc pe perioada stării de urgență. Rețineți, scrie foarte clar. Ordonanța 43 pe 2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin pe perioada stării de urgență. Deci să înțeleg că acum nu mai e pericol. Nu. Ce să vă spun mai departe? Prin ordinul 540 pe 2020 pe care l-am în față, rețineți, în vigoare din 19 mai, în vigoare din 19 mai, starea de urgență a încetat pe 15 mai. Casa Națională de Sănătate stabilește metodologia de aplicare a prevederilor articolului 8 din Ordonanța 43. Ordonanța 43 și-a încetat aplicabilitatea la o dată cu sfârșirea stării de urgență. Deci începând cu 15 mai, noi nu mai avem Ordonanța 43. Ei vin pe 19 mai cu norme metodologice de aplicare a Ordonanței 43. Doamne, oamenii ăștia nu trăiesc în lumea asta. Trăiesc în spații paralele cu noi, plătesc în spații paralele cu sistemul medical. Ce fac mai mult? Creează o cea mai mare nedreptate care se putea face între cadrele medicale, între cadrele medicale și odată între în restul personalului. De ce? Pentru că acest stimulent de risc se acordă doar persoanelor care lucrează cu un bolnav confirmat COVID. Deci, unde este personalul TESA? Pentru că, uite, vedem la problema noi... Problema este următor. Eu nu spun prima dată unde e personalul TESA. Eu spun prima dată unde e personalul din zonele tampon. Ce se întâmplă? Fiecare spital din acest județ, mă refer la județul Gorj, că îl cunosc foarte bine, cunosc sistemul, are un sector tampon. De exemplu, la spitalul unde lucrez eu, o întreagă secție, 84 a avut acea secție, acum teoretic ar trebui să fie mai puține paturi, 80 de paturi și 36 de persoane sunt alocate pentru această zonă tampon, în care toți bolnavii care vin sunt primiți acolo, li se recoltează testul, primul test, stau 3, 4, 5, au fost cazuri care au stat 10 zile. Un om în zona tampon, pentru că aparatul de la pasarelă nu funcționa, a stat 10 zile în zona tampon, până a venit a doua analiză de la Regina Maria, de la București. Gândiți-vă, acei oameni care sunt, ei au echipamentul de protecție folosit peste tot în sistemul COVID, acei oameni, tot personalul medical, pur și simplu sunt cosmonauți 8 ore pe zi.
Dar nu sunt încadrați în acest... Dacă a ieșit, a ieșit testul pozitiv, primul test, a stat omul 8-10 zile internat până vine testul 2. La testul 2 a venit negativ. A făcut și testul 3, a ieșit negativ. Gândiți-vă că personalul ăla a suportat presiunea psihică și plus presiunea echipamentului de protecție care e obligat să-l poarte și trăiește într-o stare psihică de încordare, orice ar fi. Acel personal nu beneficiază de sporul de COVID. Deci ai șansa să stai 10 zile să lucrezi cu un bolnav COVID, a 10-a zi e confirmat pozitiv, el ți l-a luat din zona, că nu ești spital care e destinat să tratezi pacienți COVID, ți l-a luat după ce l-ai ținut 10 zile. Deci ai lucrat 10 zile cu un bolnav COVID, ei l-au luat doar 10-a zi, că tu nu mai tratezi în continuare, îl tratează spitalul specializat. Și totuși aici da? Nu se consideră risc. Păi și ce, oamenii ăștia pentru ce trebuie? Oamenii ăștia au același risc, suportă același risc ca și ceilalți. Sunt ignorați acești oameni și v-am spus, e vorba despre toate spitalele din județul Gorj. Astăzi am primit telefoane disperate, supărate de la asistente din secția chirurgie care au fost delegate la spitalul de pe Tudor de aici, care au fost delegate să lucreze în acest compartiment tampon. Și spune, domnul Măruță, noi nu primim sporul, noi nu primim sporul pentru riscul, pentru COVID. Și am zis, doamnă, e o lege tâmpită. Spune că se primește doar în cazul în care bolnavul a fost confirmat. Dar, domnule, dar noi stăm îmbrăcate, noi facem toate manevrele, noi stăm acolo. De unde să știu eu ce se întâmplă acolo? Sunt expusă la fel de mult ca și cel care e în zona COVID. Nu. Pentru personalul care există în zonele tampon și care, v-am spus, tratează, pur și simplu poate trata acel bolnav. El nu-l tratează de COVID, el îl tratează la mine, la pneumologie. El îl tratează de TBC. Dar îl ține 10 zile, sau până la 10 zile s-au ținut. Îl ține, îl tratează, e expus absolut. Echipamentul de protecție e groaznic. Adică să stai cu două perechi de mănuși, să stai cu două halate pe tine, cu o mască în cap, cu vizieră, nici nu vezi, nu mai văd oamenii aia nimic, că mă discut cu ei, mergem și pe apăsate, palpăm să găsim venele. Oamenii aia nu primesc nimic. Și alte nedreptate care se face mai departe, în această minune de metodologie. Nu vreau să mă gândesc, ca jurist îmi pică fața când citesc așa ceva. Casa Națională de Asigurări de Sănătate el elaborează metodologii de aplicare a ordonanțelor de urgență ale guvernului. Nu știm unde trăim. Nu știm unde ce trăim. Și ce îmi spune? Primește personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar, inclusiv personalul de specialitate din structurile paraclinice, înseamnă laboratoarele, și personalul paramedical implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19. Deci, la suspect, până în momentul, ai lucrat cu suspectul, până în momentul când a fost diagnosticat și chiar dacă ai fost pozitiv, n-ai primit nimic. Se consideră că n-ai fost acolo. Domnul Măruță, în aceste noi sunt ignorați acești oameni. Scuzați-mă ca să vedeți, unde merge aberația. Deci, care zice, repet, sunt bani veniți de pe fonduri europene. Nu știm să atragem în țara asta nimic. Nimic. Singurul ministru care a știut să facă ceva în țara asta cu fonduri europene a fost Daia, de care au râs toți. Agricultura e singura care beneficiază de a avea subvenții de la fondurile europene. În rest, ce spunem? Nu ești în stare să iei banii europeni, să ți dai la oamenii tăi pe care în momentul ăsta îi arunci în fața COVID, îi arunci în fața. Spui toți recunoaștem. Că dacă n-am recunoaște că COVID-ul e un pericol extraordinar, ar fi floare la ureca, merge cu trandafiri în piept. Nu, mergem toți, cosmonaut, nu intră nimeni acolo, da? Și tu nu ești în stare să stimulezi personalul tău. Mai mult restricționez. La punctul B, ce spune? Personalul de la litera A, adică care l-am nominalizat, care în urma desfășurării activității a fost diagnosticat cu COVID-19, primește stimulentul. Adică cu ce mă încălzește? Eu am lucrat în COVID. Deci eu trebuie, doamne, ăștia, acești oameni sunt inconștient. Eu am lucrat în COVID, am dreptul să primesc stimulentul și îi spun, îl primești dacă te îmbolnăvești. Păi n-am voie să primeze două ori stimulentul. Ce halucinant. Deci ei se repetă, oamenii ăștia, acești oameni sunt plecați de acasă. Domnul Măruță, aș vrea să vă întreb în această situație în care se află cadrele medicale și restul personalului care lucrează până la urmă pe front în această perioadă, în linia întâi, să ne așteptăm, eu știu, la o revoltă, pentru că vedem ce se întâmplă în țară și de-a lungul stării de urgență, cadrele medicale, medici, au fost chiar amenințați cu dosare penale. La un moment dat... Nu că au fost. Mulți dintre ei au dosare penale. Nu e cazul la noi în Gorj. Dar așa s-a creat. Păi, stați puțin. De ce e creată starea de urgență? Ca să
putem să fabricăm niște acte normative ca să îngenunchem pe aceia care pot să vorbească. Nu poți să faci nimic. În stare de urgență nu ai voie să comentezi, nu ai voie să faci întâlniri, nu ai voie să faci meeting-uri, nu ai voie să declanșezi conflicte de muncă, nu ai voie să faci nimic. În stare de alertă, la fel. Ce spune? Deocamdată suntem cu în așteptare, comentăm. A spus mai departe ce se întâmplă. Dacă un asistent dintr-o altă zonă a spitalului, în timpul programului de lucru, în exercitarea sarcinilor de serviciu, intră în contact cu un bolnav COVID și se îmbolnăvește, acela nu primește, domnule Sporu, pentru că n-a tratat direct COVID-ul. Adică dacă din spitalul, omul ăla nu ia COVID-ul, dacă s-ar îmbolnăvi de pe litoral, că s-a dus la Bulgari pe litoral, era problema lui. Dar omul s-a îmbolnăvit în exercitarea atribuțiunilor de servici. Mai mult, personalul TESA a fost cazul Spitalului Județean, de care nu trebuie să ne mai ferim. Trebuie să-l avem ca exemplu de rele exemple, ca să spun, rele practici, care le-a gestionat Ministerul Sănătății. Aceste stimulente sunt făcute să nu fie date. Păi nu sunt făcute să date la o categorie extrem de mică de oameni. Nu sunt bani veniți de pe fonduri europene ca să recompensăm munca oamenilor din sistemul sanitar. Munca oamenilor din sistemul sanitar. Care? Pentru că se va crea, sau deja s-a creat, o stare tensionată între oameni. Pentru că toți lucrează, toți prin anumite procedee, toți interacționează. Nu interacționează cu bolnav, interacționează cu acela care a fost la bolnav, interacționează cu acest material numit, cum vrea să-l numească, hârtie, suport pe hârtie. Acel microb rezistă pe hârtie până la, nu știu, 24 sau 48 de ore. Hârtiile, toate materialele din secții sunt transportate spre sectoare administrative. Nu face nimeni din contaminarea unei hârtii. Nu se poate face. Și atunci s-a demonstrat la Spitalul Județean prin ancheta epidemiologică. Ferească Dumnezeu să intervine cineva că a acuz pe cineva. Nu. S-a demonstrat că acel microb care, sau personalul TESA, în speță 5 angajați de la Serviciul Resurse Umane, dumne, s-au infectat datorită activității medicale care s-a creat în zona administrativă, pentru că directoarea medicală se presupune că de la dânsa a transmis, se presupune, așa e ancheta epidemiologică, a venit din secții, femeia a mers în secții, jumătate din timp îl făcea în secții, jumătate l-a făcut în partea administrativă, prin sarcinile de serviciu, la servici personalul TESA a fost infectat. Personalul TESA nu are voie să primească nimic. Muncitorii care merg în saloanele, merg peste tot să prepare instalatori, electricieni și ce sunt. Ei nu se pot îmbolnăvi, ei sunt imuni. Acest domn ministru al fondurilor europene și domnul Nelu Tătaru a considerat că toate restul categoriilor de personal medical și nemedical sunt imuni. Primesc acest stimulent doar, ca să nu spun că e o bătaie de joc, că îi mai iei și bani înapoi. De ce trebuie să-i mai iei bani înapoi? Astăzi au venit niște situații de la Ministerul Sănătății îngrozitoare pentru acest stimulant. Doamne, mulți vor intra și vor da cu subsemnatul până se vor plictisi. O să facă din nou dosare pe nerespectarea legislației europene, pe fondurile europene. Pentru că sunt bani de la fonduri europene pe care guvernul României nu știe să le aloce cetățenilor români. Da, suntem în continuare slugile Europei, știm doar să dăm, nu știm să facem nimic pentru oamenii noștri. De aici a venit și revolta personalului TESA de care vorbeam. Da, Confederația Națională Meridian, al cărui membru sunt ca sindicat la nivelul județului Gorj, suntem afiliați la Confederația Națională Meridian, a făcut un apel disperat. A făcut un ultim apel, de fapt, la președintele României să-i aducă la cunoștință această ordonanță 43 pe 2020 în forma inițială, în care s-a discutat cu partenerii sociali care sunt doar de poze, merg la poze cu partenerii sociali, facem poza și plecăm, că în spate știm noi ce scriem, dar scriem împotriva românilor. În forma inițială era stipulate și alte categorii de personal. Și atunci șeful compartimentului în care se desfășoară activitatea, și era normal, specificat, eu am avut instalatorul, a intrat în zona COVID, intra îmbrăcat pentru că s-a blocat chiuveta, s-a înfundat WC-ul, dacă se înfunde WC-ul, vine Nelu Tătar să desfunde, sau ministrul Marcel Boloș să desfunde WC-ul, dacă se arde becul, cine se duce, Marcel Boloș? Se duce electricianul, se duce omul ăla. În salonul ăla nu se intră decât supra îmbrăcat și făcut. Și omul ăla e expus, și familia lui e expus acasă. Domnul Măruță, sunt multe probleme și din păcate nu mai avem timp să le discutăm pe toate, însă vreau să-mi promiteți că o să mai veniți la noi aici în studio, pentru că sunt foarte multe lucruri grave. Cu tot dragul și cu toată supărarea că probabil pe această zonă vom avea mult de lucru,
un cadru legislativ infernal, incredibil, lege peste lege. Ce să mai, ca să încheiem, ce să mai vorbim? Prin ultima hotărâre de guvern prin care s-a adoptat starea de alertă, în continuare, Ministerul Sănătății, de fapt asta a fost miza pe sănătate, conducerea spitalelor să rămână în subordinea Ministerului Sănătății. Și punct. Au ajuns în Senat și s-a înlăturat. Conducerea spitalelor, începând de ieri, s-a transferat la autoritățile publice locale. Asta a fost marea miză în sistemul sanitar. Transferarea managerilor de spital acolo unde au nevoie, achiziții și tot ce facem pentru noi. Adică pentru noi aia care conducem, nu pentru noi care suntem și chinuim. Nu, pentru noi praful de pe tobă. Fonduri europene, zero. Bătaie de joc. Ce s-a creat? V-am spus, astăzi m-au sunat doamnele din chirurgie. O să dau în judecată tot spitalul județean. Și ce dacă dau în judecată spitalul județean? Îi devine managerul la spitalul județean că ei au scris în ordonanță că doar personalul diagnosticat, păi până la diagnostic, domnul Tătaru, până la diagnostic stă 10 zile. Stă 10 zile, omul intră în pericol, își pune familia în pericol și își bat joc și le cer decizii, manager, n-au nicio răspundere. Întreaga răspundere devine managerul unității. Vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația mea în această seară și vă mai aștept pentru că, iată, sunt multe probleme de discutat și multe răspunsuri pe care oamenii le așteaptă. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc că ați fost și în această seară alături de noi la TV Sud. Eu vă dau întâlnire și marțea viitoare, dar și joi, așa cum v-am obișnuit, dar și în fiecare zi la jurnalul TV Sud, aici unde aflați cele mai noi informații. Așadar, rămâneți alături de TV Sud.